Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Xtreme TV. Conturile de Facebook sunt ținta preferată a infractorilor cibernetici, specializați în furturile de pe rețelele de socializare. Despre acest subiect discutăm astăzi cu colegul meu, Mihai Crăcea. Bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit! Ce urmăresc acești infractori cibernetici? Știm că aș pleca mai întâi la premisa că există foarte mulți oameni care utilizează Facebook-ul, este practic cea mai cunoscută rețea de socializare, cea mai populară din lume. Ei urmăresc practic să fure datele utilizatorilor, pe care să le valorifice mai departe în diverse scopuri sau să posteze pe wall-urile lor diverse anunțuri către alte site-uri care au scopul de a obține date personale și așa mai departe. Practic îi păcălesc pe utilizatori să-și încarce în niște site-uri periculoase datele lor personale care pot fi utilizate apoi în scopuri necurate, să spunem. Avem și un studiu care arată că 10% din alertele declanșate de site-urile de phishing au legătură cu Facebook-ul, fie că limită, fie că pleacă direct din Facebook. Cred că am văzut cu toții cei care au conturi că la un moment dat apar diverse postări care nu prea sunt la locul lor, fie din punct de vedere al conținutului sau al celui care le postează, și atunci cred că acelea sunt cele mai bune exemple că astfel de încercări există și că ar trebui să ne ferim de ele. Mulțumim mult pentru detalii, Mihai. Vă invit în continuare să trecem în revistă principalele titluri ale zilei. ASF a aprobat codul de etică și integritate. Dan Radu Rușanu și Ilie Carabulea vor fi judecați în arest la domiciliu și Emilia Bunea preia conducerea Metropolitan Life România. Să vedem acum și știrile pe larg. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat săptămâna trecută codul de etică și integritate al personalului autorității, document ce prevede norme de comportament, de etică și de integritate, precum și principii de conduită profesională pe care personalul ASF trebuie să le respecte. Codul prevede, printre altele, situațiile de incompatibilitate, conflictele de interese și reglementează relațiile de rudenie din cadrul autorității. De asemenea, codul de etică și integritate stabilește care este regimul cadourilor, serviciilor sau a oricăror avantaje de care personalul ASF ar putea beneficia în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul instituției. Care sunt cele mai importante prevederi ale codului de etică și integritate, puteți citi astăzi într-un articol mai amplu publicat pe unoasic.ro. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea din arest preventiv a fostului președinte al ASF, Dan Radu Rușanu, și a omului de afaceri, Ilie Carabulea, urmând ca aceștia să fie judecați în arest la domiciliu, potrivit Agerpres. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul lui Marian Mârzac, fost membru neexecutiv al conducerii ASF. Instanța Supremă a înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu, decizia fiind definitivă. MetLife a numit-o pe Emilia Bunea în funcția de Chief Executive Officer al companiei de asigurări de viață Metropolitan Life, începând cu data de 1 iulie. Emilia Bunea va prelua această poziție de la Teodor Alexandrescu, care a condus cu succes operațiunile MetLife în România timp de 9 ani și care va prelua funcția de CEO MetLife Golf cu sediul în Dubai, compania fiind prezentă în 5 țări, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman și Emiratele Arabe Unite. Acestea au fost știrile zilei la Xtreme TV, dar nu uitați că începând cu ora 13:30 puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc difuzată de Radio France International. Mădălin Roșu, responsabil secțiunea de asigurări auto din cadrul UNSAR, și Alex Roșca, redactor șef al publicațiilor Prim, vor discuta astăzi despre externalizarea serviciilor de constatare și evaluare a daunelor prin înființarea CETAR. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai bună!